Avem o undă, aici este unda cosmică, atât tot. Nu există nici oameni, nici balene, nici dinozauri. O undă cosmică. Și unda asta cosmică, am zis că este așa. Vezi? Este așa. Ok, nu contează cum. Este o undă cosmică. Acest lucru de undă cosmică o avem aici, la capăt. Okay. Asta este Dumnezeu. Că l-a întrebat pe Buddha, există Dumnezeu? Zice, nu există. Ba, există Dumnezeu, există numai Dumnezeu. Și zice al treilea, eu nu te înțeleg. Ba, cum vrei tu? Există sau nu există Dumnezeu? Ok? Deci, între astea două realități, există o perioadă foarte mare, care este, așa cum am discutat cu cei de la CERN, Centrul European de Cercetări, și cei de la NASA, a fost în 2007, ținut conferință la Roma, perioada asta este de 32 de miliarde de ani. Mă rog, știau ei prin toate informațiile și inclusiv prin informații de natură cosmică, Zeta Reticulum. 32 de miliarde de ani. Mergem așa pe porțiunea asta și zicem aici undeva, aici o zicem, știi că pe ea avem de făcut desene. Zicem 18 miliarde de ani. Astea sunt foarte clare. Sunt foarte clare. 18 miliarde de ani se schimbă realitatea. Aici, în zona de la 18 la 32 de miliarde de ani, avem lumină fără masă. Lumină fără masă. Ei, lumina fără masă este atât de puternică că prinde lumina cu masă, o transformă în sine și merge spre final. Zona asta de la 18 la 32 de miliarde de ani nu este, e, din punct de vedere opțional, este, pentru noi e mult, dar în realitate este foarte puțin. E așa, clipe. Până la 18 miliarde de ani noi mergem în evoluție. De unde? Acum, de la existența ființei, chestia asta a gândit, cum a gândit? Că noi existăm, adică s-a gândit eu cum exist și cum există ei, care sunt imaginea ființei mele. Aici s-a creat omii, așa, multe părți. Părți care au rămas dezlegate între ele. Eu știu că după aceea, ca să aprofundăm, ne trebuie o lună. Bun. Părțile astea împreună au fost pe plan spiritual, dar a existat pe plan material, a existat convergența, să spunem așa, convergența coasarilor. Coasarilor. Foarte amplă este convergența coasarilor. Un coasar principal, unde toți am conlucrat fără să știm cum am realizat coasarul. Existența coasarului a generat alte mii de coasari. Mii de coasari, mii de coasari, mii de coasari, mii de coasari. Aproximativ, nu știu, între 20 și 30 de mii de coasari. Coasarii sunt elemente masive, cosmice. După ce am creat elementul coasarilor, unul dintre coasarii ăștia, coasarul actual, nu are importanță cum se chema, s-a transformat și a devenit Calea Lactee. E un pastă pe aici. Zicem Calea Lactee. Este o galaxie, Calea Lactee. 150 și ceva de mii de stele, dar nu știm noi cu exactitate, că 150 de miliarde față de 200 de miliarde, nu știm să numărăm așa bine. Ok. Este Calea Lactee. Calea Lactee. Deci toți coasarii ăștia au convenit ca să se realizeze multe, multe galaxii, foarte multe galaxii. Foarte multe galaxii. 150 de miliarde de galaxii. Și unul dintre galaxiile astea este Calea Lactee. Este în Calea Lactee. După ce am ajuns în punctul ăsta, noi am mai făcut o evoluție până la existența unui soare. Soarele galben, clasă G. Clasele sunt multe. Clasă albastră, clasă verde, clasă
portocalie, clasă roșie și așa mai departe. Noi suntem la jumătatea distanței evoluției unei stele. Este clasă G, soarele nostru. Soarele. Ok. Bun. Este foarte mare soarele, 149 de milioane de kilometri și în continuare mai facem o etapă, vine Pământul. Pământul care are sisteme de rotație în jurul Soarelui. Noi zicem 9 sisteme de rotație, dar în realitate o să fie 14-15, vreo 200 de ani. Bun. Asta este Pământul. Deci noi, de la nivelul Pământului, ne gândim la existența Cosmosului. Ei, aici este 2023. 2023. Este foarte important ca să înțelegem din punct de vedere istoric, filozofic, în toate punctele de vedere, pentru că anul 2023, anul 2023 înseamnă primul an a noi organizații mondiale. Ordine organizațional mondiale. Deci 2023 este primul an al noi organizații ordin mondiale. Vă zic nouă organizații mondiale. Anul următor, 2024, va fi al doilea an al noi ordini mondiale. Și așa mai departe, peste 10 ani va fi anul 10, pentru că vrea să se evite anul 2023, care este de la nașterea lui Iisus, dar plus 6 ani, 2029 s-a născut Iisus, cu 6 ani înainte de anul 0. E altă filozofie asta. Bun. Asta este nivelul de astăzi. De aici, de la nivelul de astăzi, punem o graniță. Asta până aici. Și zicem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Punem așa. E, noi suntem la întruparea asta, aici. Mai sunt 6 întrupări. Că nu aveți încredere, asigur că aveți încredere. 3080, 3080, 81, nu știu cât era acolo, 80, 80. Ok. Acolo noi ne mai întrupăm o dată. Este ultima noastră întrupare terestră. Pentru că, la ora actuală, civilizația umană este pe cale de descompunere. Nu se termină viața asta, dar se termină în continuare. Este aproximativ 1000 de ani, 1000 și ceva de ani. Se termină civilizația umană. Bun. S-a terminat aici și la terminarea ei noi am zis că s-a terminat cu viața fizică. Da, nu pe tot. Că mai avem niște întrupări. Aici este elful, un glob de energie, elful. Zicem elful, că nu știu cum să o numim, un glob de energie. Și elful ăsta există în plan global. Ok. Elful. Da, elful este următoarea etapă după întrupările noastre. Este una sau poate trei. Se termină cu chestia asta, mergem în continuare și urmează de aici până în următoarea etapă, urmează șase întrupări. Poate nu sunt șase, poate și acolo se reduce un pic la patru, dar nu este mai puțin de patru întrupări. Prima întrupare pe plan galactic este întruparea pleiadianilor. Pleiadianilor. Cât este întruparea pleiadianilor? Ține un pic. Cum a zicem așa, că nu avem timp să aprofundăm. Este un al doilea sistem, este Sirius. Sirius. Al treilea sistem este Orion. Astea trei sunt egale între ele. Putem să mergem în oricare din astea trei, dar în funcție de substanța noastră, cum ne-am format noi de-a lungul istoriei. Unii sunt pleiadieni, alții sunt sirieni și alții sunt orionieni. Când am terminat cu etapa asta a treia, okay, am intrat într-un alt stadiu, zona intermediară. Aici este întruparea Cygnus Beta X1. Cygnus Beta X1. Care este ceva mai ridicată decât astea precedente. Cygnus. Cygnus Beta X1. Se întâmplă la 84 spre 86 de ani lumină, depinde cum merge câmpul, 84 de ani lumină și merge până la 6.000 de ani lumină. Asta este o bibliotecă galactică. Ce face o bibliotecă galactică? Știi.
Coborâm mai jos. Aici există sistemul Vega. Vega. Ce este mai jos de sistemul Vega? Este sistemul Arcturus. Ei, asta este o evoluție a noastră într-o altă categorie. Dar tot noi evoluăm. Tot noi, eu. Dar nu eu așa, foarte larg. Și ajungem aici la sistemul Arcturus. Sistemul Arcturus nu se mai reîntrupează, pentru că aici toate sistemele care sunt așa, sunt exact ca elfii, dar sunt mai complicate. Sunt atât de complicate pentru că noi avem în structura noastră punctele de legătură de natură cosmică. Sunt în structura noastră. Noi acum avem nevoie de aparate, de manucraft, avem nevoie de lucruri externe. Nu, după aceea sunt lucruri interne. Deci când ajungem aici în Arcturus, tot este înăuntru. Bun. Acum, primele astea trei este, plus elful, este carbon-siliciu. Carbon-siliciu. Asta merge carbon-siliciu, dar e puțin mai avansat siliciu ca și carbon. Sunt ca laptopul nostru sau laptopul peste 100 de ani. Ok. Când ajungem aici la Cygnus Beta X1, aici este o structură diferită, pentru că este o structură care se leagă de siliciu. Deci siliciu ca parte componentă, acum nu mai intrăm în detalii. Aici este siliciu. Ei, fiind siliciu de ceva mai mult decât precedentele, se trăiește mult. De ordinul zecilor de mii de ani. Dar Anunnaki trăiesc pe zona asta. Aici este Anunnaki. Păi, da. Anunnaka. Aici, de aici vin ei. Numai că venind de aici, ei nu s-au organizat bine din punct de vedere fizic. Pentru că ei au acționat au venit deasupra noastră, au venit și ne-au organizat altfel, nu cum voiam noi. Deci de aici au venit Anunnaki și au venit până în sectorul ăsta nostru. Mergem mai departe și zona Vega este peste nivelul Anunnakilor și zona Arcturus. Deci până aici avem carbon-siliciu, avem cristale lichide. Ok? Aici cristal lichid. Pentru că cristalele, așa cum sunt, nu se utilizează. Sunt cristale lichide. Pe sistemul Vega. Pe cum zicem, sistemul Vega este un consiliu. Pe cum să fie consiliu pe cristale? Consiliu elemental în sistemul cristalelor. Nu există chestia asta. Nu funcționează după mintea noastră. Sistemul Vega, ok, sunt cristale lichide. Cristale lichide trăiesc foarte mult. Trăiesc aproximativ vârsta Pământului. Ne vedem că cu cât coborâm, cu atât mergem în continuare ca viață. Și apoi avem Arcturus, care sunt peste toate sistemele. Arcturus intră în proiecția zonei de plasmă. Deci noi avem diferite proiecții, carbon-siliciu, matrici, da, și sistem de plasmă. Ei, dacă voi observați puțin, acum tot adăugăm câte ceva, știi, că nu... Aici sunt Anunnaki, sunt aici în zona bibliotecii. Okay? Deci cineva din zona bibliotecii a văzut cum sunt Anunnaki. Și, na, au efect asupra oamenilor. Sistemul Vega și Arcturus e ceva mai avansat decât Anunnaki. Deci Anunnaki sunt sistem siliciu. Cum să fie sistem siliciu dacă apare ca un om de 4 metri? Sistem siliciu. Deci ei nu mor așa de ușor. Cât trăiesc Anunnaki? Aici Anunnaki sunt pe partea de jos, a Cygnus. Anunnaki sunt poziționați pe elementul pe matricea Maya.
sunt Anunnaki acolo, pe matricea Maya. Și de aceea partea asta Anunnakilor a adus Maya și pe Terra, care au făcut foarte multe elemente negative. Scoate inima lălă, scoate inima, mănâncă inima, știți? Asta a fost maiașii terestri. Ei, maiașii de aici, din Cinius, s-au organizat ca maiași stelari. Deci, maiași stelari. Cum anul o să zicem, cum sunt maiașii stelari? Organizează galaxia. Deci, atât de ce Anunnaki cu cei care sunt de aici, în Cinius Beta X1, nu se vor foarte, nu sunt împreună. Pentru că sunt două sisteme diferite. Ei, peste la sistemul Vega este un câmp unitar mai mare. Sistemul Arcturus este foarte mare. Dar asta este zona care se numește zona din galaxia noastră, zona locală galactică. Ei, există 100 de zone locale galactice pe 100 de mii de ani lumină. Asta are 6 mii de ani lumină, aproximativ. Și Arcturus. Acum, ultimul lucru și am terminat cu asta. Arcturus aici, ei nu se mai reîntrupează. Deci Vega și Arcturus sunt peste Anunnaki. Dar Anunnaki au venit în sistemul nostru solar, în Nubiru. Nubiru care este o stare electromagnetică de tip acum apare și acum dispare. Ok? Bun. Planeta de trecere. Bun. Ei, la nivelul Arcturus mai este o etapă de 4 miliarde de ani, care nu știm cum să o ocupăm cu Arcturus. Când ajungem aici la 18 miliarde de ani, vedem că lumina cosmică vine peste lumina existenței, o absorbe, o transformă și vine aici jos. Aici este ondulație. Se termină cu acest univers, apoi este o pauză. Apoi, peste alte, nu știu câte miliarde de ani, începe un nou univers. Asta este o condiție actuală a acestui univers. Bun, trebuie să ștergem asta.